Vă salut, dragi copii din clasa a doua! Eu sunt învățătoarea Erjike. Știu că în acest an școlar, în clasa a doua, una dintre disciplinele voastre preferate este limba română. Este anul în care învățăm să scriem și să citim și în limba română. Așa m-am gândit că astăzi vom învăța împreună litera și sunetul E. Litera și sunetul E. Noi cunoaștem foarte multe litere deja din limba maternă, din limba maghiară. Ne-am dat seama foarte repede și ne-am bucurat foarte mult că multe litere deja ne sunt cunoscute, ca litera B, D, F, G, H, L, M, N, P, T, V, U, Z, O și litera R. După cum v-am spus, astăzi vom citi deja din cuvinte care le știm și pe care le cunoaștem, dar pe care tot așa știm și să citim din limba maternă. De exemplu, cuvântul tort. Tort, un tort de ciocolată foarte gustoasă. Ou. Ou. Opt. Numărul 8. Robot. Copiii se joacă cu un robot. Tigru. Animalul preferat din grădina zoologică. Noi am învățat și știm foarte bine, cuvintele sunt alcătuite din silabe. Să vedem un pic, cuvântul tort este alcătuit din câte silabe? Tort, o singură silabă, foarte bine. Cuvântul este alcătuit și din 4 litere, 4 sunete. T, O, R, T. Cuvântul ou. Din câte silabe este alcătuit cuvântul ou? O singură silabă. Cuvântul și silaba este alcătuită din 2 litere. O, U. Cuvântul opt. Opt. Din câte silabe este alcătuit cuvântul? Așa cum spuneți, dintr-o singură silabă. Și cuvântul, cât și singura silaba, este alcătuită din 3 litere. O, P, T. Foarte bine. Să vedem cuvântul robot. Ro, bot. Așa este. Cuvântul robot este alcătuit din 2 silabe. Să vedem cum sunt așezate literele în aceste silabe. R, O, B, O, T. Foarte bine. 2 sunete sunt în prima silabă, 3 litere sunete sunt în a doua silabă. Cuvântul tigru. Tig, ru. Să vedem sunetele. T, I, G, R, U. Foarte bine. Atâtea lucruri știm deja noi și știam deja când am început să citim în limba română. Au venit lucruri interesante. Ne-am întâlnit cu litera A. A, mare de tipar. A, mic de tipar.
Era foarte interesant, era o literă pe care îl cunoșteam deja din limba maghiară, numai că în limba română se rostește ca și un alt sunet, nu ca în limba maternă. Haideți să citim aceste două propoziții pe care le vedem. Ana a primit un trandafir alb. Alina a primit 8 trandafiri roz. Să citim și împreună. Ana a primit un trandafir alb. Ia uitați-vă ce trandafir frumos a primit Ana. A doua propoziție. Alina a primit 8 trandafiri roz. Așa. Haideți să citim încă o dată cele două propoziții. Ana a primit un trandafir alb. Alina a primit 8 trandafiri rozi. Ia vedeți cine se plimbă, au venit la noi în vizită. Elefanți. Câte elefanți au venit la noi în vizită? 4 elefanți. Foarte bine! Dacă sunteți atenți și vă uitați bine, bine la cele două propoziții pe care le-am citit, și acolo sunt cuvinte care arată număr. N-o să vedem care este în prima propoziție cuvântul care arată număr. Un, foarte bine, un trandafir alb. În a doua propoziție, așa este, 8 trandafiri roz. Și putem să numărăm și elefanții. Câți elefanți avem acolo, în josul imaginii? 1, 2, 3, 4 elefanți. Foarte bine! Dragi copii, sigur știți cântecelul Un elefant se legăna. Știți? Cum să nu? O să cântăm și cântecelul Un elefant. Și deoarece elefantul știe că noi cântăm foarte frumos și știm cântecelul, ne-a adus în dar litera E. E mic de tipar, E mare de tipar, E mic de mână, E mare de mână. Iarăși ne întâlnim cu situația ca și la litera A. Cunoaștem litera, așa scriem și în limba maternă, dar aici îl rostim altfel. E. Să vedem cum se scrie litera E. E mic de mână. E mare de mână. Foarte bine! Deci, după cum ați observat, așa se scrie litera E și în limba română ca și în limba maghiară. Haideți să ne jucăm cu litera E, cu sunetul E. M-am gândit să căutăm cuvinte care să aibă primul sunet să înceapă cu litera E.
Vă invit să vă uitați puțin la aceste imagini. Le cunoașteți. Cum să nu? Primul cuvânt este ce vedem pe imagine. Cuvântul este elev. Din câte silabe este alcătuit acest cuvânt? E, lev. Să așezăm și sunetele. E, l, e, v. Foarte bine. Ce trebuia să căutăm? Cuvânt care să aibă la început e. Să vedem unde sunt așezate, unde sunt sunetele e. E, lev. Foarte bine. Începe cu cuvântul cu sunetul e. Da, am lucrat bine. A doua imagine. Elefant. Să vedem silabele. E, le, fant. Foarte bine. Unde sunt așezate sunetele e, le, fant în cele trei silabe? Prima este e, le, fant. Începe cuvântul cu litera e. Da, am lucrat bine. A treia imagine, elicopter. E, li, cop, ter. Foarte bine. Sunetele, literele, se așează în următorul fel. E, li, cop, ter. Și să vedem unde sunt sunetele de e. E, li, cop, ter. Da, în prima silabă și în ultima silabă. Începe cuvântul cu sunetul e. Da, am lucrat foarte bine. Mulțumesc că mă ajutați. Acum, haideți să căutăm cuvinte la care în interiorul cuvântului este litera e. Prima imagine, a doua și a treia, să le numim. Ajutați-mă, vă rog. Delfin, telefon, televizor. Delfin, delfin. Unde este așezată sunetul e? În prima silabă. Este în interiorul cuvântului. Este. Foarte bine. Mulțumesc. Telefon. Te-le-fon. Te-le-fon. Unde ne întâlnim cu sunetul e? E. Te-le-fon. Sunt în interiorul cuvântului. Sunt. Chiar sunt două. Foarte bine. Televizor. Te-le-vi-zor. Te-le-vi-zor. Foarte bine. Și să căutăm unde sunt așezate sunetele e. Te-le-vi-zor. Am făcut foarte bine. Este corect. Și atunci să nu lăsăm nici a treia situație în care e-ul să fie la sfârșitul cuvântului. Și am ales aceste trei imagini. Vulpe, prune, legume. Vulpe. Vulpe. Și ultima este sunetul e. Foarte bine. Prune. Prune. Unde este sunetul e? La sfârșitul cuvântului. Mulțumesc. Legume. Legume. Și avem două sunete de e. Și unul este la sfârșitul cuvântului, așa cum ne-a cerut exercițiul. Foarte bine. Ați lucrat frumos, corect. Să ne uităm puțin la această imagine unde vedem o cameră și vedem un băiețel. Să vedem ce alte lucruri vedem pe această imagine. Vedem un birou, vedem porumb, vedem fluture, vedem nor, vedem lup, vulpe,
perdele și fete. De ce sunt importante? Aceste cuvinte le vom întâlni în textul pe care o să îl citim împreună. Să vedem. Fetele merg repede pe drum. Nelu le vede. Elevul vede frunzele din pom. Pomul e roditor. Emil vede prunele din pom. El vede multe din mediu. Pe birou un fluture mov. 8 pere. Un porumb fierbinte. Pe perete un nor gri, un delfin mititel, un tigru, o vulpe, un lup. Deci aceasta este textul. Haideți să citim împreună și să fim atenți puțin câte litere de E găsim. Sunt foarte multe ascunse. Deci, începem. Fetele merg repede pe drum. Nelu le vede. Elevul vede frunzele din pom. Pomul e roditor. Emil vede prunele din pom. El vede multe din mediu. Un birou, pe birou un fluture mov, 8 pere, un porumb fierbinte, pe perete un nor gri, un delfin mititel, un tigru, o vulpe, un lup. Haideți acum să căutăm și să subliniem literele E. Fetele merg repede pe drum. Fetele merg repede pe drum. Nelu le vede. Nelu le vede. Elevul vede frunzele din pom. Pomul e roditor. Emil vede prunele din pom. El vede multe din mediu. Pe birou un fluture mov. 8 pere, un porumb fierbinte, pe perete, un nor gri, un delfin mititel, un tigru, o vulpe, un lup. Foarte bine, ați lucrat foarte frumos, ați fost foarte atenți și le-am găsit pe toate literele de E, literele mici de tipar și literele mari de tipar. Roditor. Ne-am întâlnit cu cuvântul roditor în text. Roditor înseamnă sunt multe fructe, roade pe pom. Și porumbul era fierbinte. Fierbinte, ceaiul este fierbinte când ceva este foarte, foarte, foarte cald. Acum vă invit să completăm câteva cuvinte cu literele care lipsesc. Aceste sunt cuvintele. Și ca să vă ajut, am adus și câteva imagini. După cum vedeți, sunt imagini de fructe. Noi să vedem care este primul cuvânt. Mere. Foarte bine.
Mere. Al doilea cuvânt, da, cum spuneți, pere, v-a ajutat și imaginile, da? Prune, da, după cum vedem și pe imagine și cum ne arată și literele. Mure, foarte bine. Și ultima este cuvântul pepene. Știți ce? Dacă ne-au ajutat imaginile ca să putem completa cuvintele și să le găsim aceste fructe gustoase, să le legăm cuvintele cu imaginile. Mere, foarte bine. Pere, foarte bine, corect. Prune, mure și pepene. Sunt sigură că vă plac foarte mult fructele, sunt fructe gustoase, dulci și m-am gândit să vă aduc ca și cadou și eu, elefantul ce v-a adus în cadou, litera E. Eu m-am gândit să vă aduc ca și cadou o salată de fructe. Adevărat că nu este atât de gustoasă așa dacă ne uităm, dar eu sunt sigură că mămica vă ajută și o să faceți împreună cu mămica o salată de fructe. Ajutați-mă, vă rog, să enumerăm fructele care sunt în salata mea. Vedem mere, afine, zmeură, banane și ananas. Și știți voi foarte bine că se pune și frișcă pe salata de fructe. Se poate pune și frișcă pe salata de fructe. Aici vedem puse niște frunze de mentă. Eu sper că o să faceți o salată de fructe la fel de gustoasă, la fel de arătoasă și frumoasă cum e pe imagine. Și deoarece ați lucrat așa de frumos, ați fost așa atât de atenți, eu vă mulțumesc că ați lucrat cu mine, că ați fost minunat și vă doresc o zi frumoasă. Să citiți multe, multe texte cu toate literele, mai cu seamă acum cu acesta cel nou, litera E. Vă doresc toate cele bune, la revedere!